Bun găsit, dragi prieteni, la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Sunt Liviu Moldovan, îl am alături de mine pe Dorin Roșu, care este foarte nerăbdător acum. Îl simt eu așa. Să discutăm despre un anumit aspect, da? Surpriză totală, o să vedem pe parcursul acestui webinar despre ce este vorba. Să vedem acum ce se întâmplă în piețe, dar după ce venim cu aspectul cel mai interesant și important din acest webinar, adică disclaimer-ul. Instrumentele Forex și CFD sunt complexe și implică un risc ridicat de a pierde rapid banii din cauza efectului de levier. Ar trebui deci să vă asigurați că înțelegeți cum funcționează CFD-urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a pierde bani. Asigurați-vă deci că înțelegeți pe deplin toate aceste riscuri. Tranzacționarea Forex și a CFD-urilor este o activitate riscantă. Această prezentare video nu ar trebui să fie considerată drept un sfat sau o recomandare de a investi, deoarece nu reprezintă altceva decât opiniile personale ale moderatorilor, prezentarea video având doar un caracter informativ și educațional. Din multitudinea de argumente în favoarea Admiral Markets, două o să fie cele pe care le selectez și astăzi. Pe parte de piețe de capital, indici bursieri, CFD-urile aferente indiciului DAX 30 poartă un spread tipic de doar 0,8 puncte, cele aferente indiciului Dow Jones de 1,5 puncte în timpul principalelor ore de tranzacționare, a sesiunii regular, de fapt. Pe parte de piață valutară, paritatea euro-dolar poartă un spread tipic de doar 0,6 pips, fără comision pentru conturile trade.mt4 și trade.mt5. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina noastră de internet. Ok, și mergem în piețe acum. După performanța, zic eu, pozitivă, nu? De aseară, Wall Street-ului, o continuare am văzut și în sesiunea de astăzi pentru piețele vest-europene, care, deși nu sunt la maximele sesiunii, se tranzacționează încă destul de consistent, am putea spune, în teritoriu pozitiv, 0,7% pentru DAX, 1,1% aproape pentru CAC 40 de la Paris, 0,6% pentru FTSE 100, pe 0 Dow Jones și S&P 500, ușor pe plus, 0,4% indicii Nasdaq. În partea, pe piața valutară, euro, sau să spunem mai degrabă dolarul, recuperează 0,4% în raport cu moneda unică europeană, aproape 0,3% pentru în favoarea lirei sterline, în favoarea lirei sterline, da. Per total, el crește dolar index cu 0,3% și poate chiar ne uităm pe un grafic. În așteptarea datelor despre barilul, despre stocurile de țiței, vedem minus aproape 1,5% pentru futures-ul aferent WTI, 1% pentru cel aferent Brent. Datele o să le vedem în aproximativ jumătate de oră, nu le comentăm decât a doua zi, pentru că, în fine, să filtrăm puțin elementele acelea de volatilitate pe termen scurt, care ar putea apărea. Ok, deci, în mare cam asta ar fi. Dorim. Prezent. Uite, aia că avem o întrebare. Bun. Ședința Bank of England, despre ședința Bank of England, care va avea loc mâine și la ce să ne așteptăm în ceea ce privește lira sterlină. Bun. Din punct de vedere tehnic, la cum se prezintă lucrurile, s-ar prea putea să discutăm despre, iată, acum dată această urmărire, despre faptul că urșii sunt puțin mai dornici să se manifeste decât taurii. Și spun asta de ce? Pentru că am avut această apreciere, o revenire, apoi
un engulfing, bullish engulfing, care s-a situat într-o poziție destul de bună, în sensul în care era și deasupra acestei linii, sau chiar dacă exclud această linie de trend, avem această zonă de rezistență, iar prețul s-a întors, a trecut sub și taurii ar fi recuperat și, prin urmare, ar fi confirmat nivelul de suport, ceea ce ar fi facilitat o apreciere. Dar lumânarea de ieri s-a închis, iată, cu o codiță în sus și cu un corp bearish. Ceea ce strică puțin planurile taurilor, din nou, asta nu înseamnă că este o recomandare de trading, pur și simplu discută și pun în cuvinte ceea ce graficul desenează. E bine, la cum se prezintă situația, se prea poate să urmeze o scădere. Acum e interesant unde se va opri acea scădere, pentru că e posibil ca scăderea să se oprească în zona minimului precedent și de acolo taurii să mai încerce o dată o apreciere care poate... Dorin, scuze pentru întrerupere, te rog eu, trage și o linie orizontală. Așa. La acel minim de alaltă ieri. Aici încă o linie? Ok. Bun, ca să vedem ce a mai fost în trecut zona asta, da? Da, exact. A fost și suport și rezistență și, da? Adică și cele două vârfuri de acolo, în opinia mea, nu știu, din aprilie și mai, am putea să le ștergem de acolo, știi? Sau, știi? Adică am putea să nu le luăm în considerare, la limită. Da. Ca pe un fel de false breakout sau așa. Adică ar putea fi interpretate și așa. Scuze pentru... Nu, e ok, mersi. Întotdeauna sunt deschis și altor idei, în regulă. Dar asta încerca să spun. Da? Și mersi mult că m-ai subliniat acest nivel. Da, deci acest nivel ar putea să sprijine o astfel de mișcare. Și odată prețul a ajuns din nou deasupra lui 1.2594, evident, da, s-ar putea discuta despre o creștere. Cu toate acestea, însă, dacă prețul ar depăși acest minim, respectiv ar trece sub 1.2448, atunci, într-adevăr, ar fi o problemă pentru tauri. De ce? Pentru că oportunitatea lor de a-și arăta puterea se va fi dus și asta înseamnă că taurii ar avea oportunitatea, ocazia să ducă prețul către 1.2273. Din nou, nu sunt recomandări de trading, ci doar ceea ce vedem pe grafic. Bun. Cam asta fiind din punct de vedere tehnic, Liviu. Ce ar putea să urmeze mâine din ceea ce, în urma ședinței, da? A Bank of England, ar putea să urmeze, sau este pusă pe semne deja în preț, o augmentare a programului de quantitative easing, care în prezent este de 645 de miliarde, cred, ceva de acest gen, ar putea să crească spre 1000 de miliarde, undeva spre 1000 de miliarde, zic, să pună doar, să augmenteze cu 50-100 de miliarde, cam puțin. Deci pe semne undeva între 800 și 1000 de miliarde ar fi zona, să depășească ar fi cam mult, știi? Dacă te uiți prin comparație programele de quantitative easing din Statele Unite, nu poți să vii tu, Anglie, și să zici, băi, fac și eu quantitative easing de aceeași sumă. Pentru că tu ești o economie mult mai mică și impactul ar fi disproporționat, nu? Deci păstrând niște... Ne faci o surpriză. Da, nu știu, eu merg pe zona cu probabilitate... Corect. Cu probabilitatea cea mai mare sau cu șansele cele mai mari. Șansele cele mai mari poate să fie de doar 30%. Știi, pe acest scenariu și să fie alte scenarii, mai multe, cu probabilități mai mici. Știi cum era la... Când discutam despre ce așteaptă piața, instrumentul acela, FedWatch Tool, al Chicago Mercantile Exchange, când ne uitam la ce probabilități ar putea să fie dobânda pentru un anumit nivel al dobânzii la finele anului. Știi? Deci ceva de acest gen. Deci asta, o augmentare a programului de quantitative easing, nu știu dacă să vină pe parte de dobânzi negative,
încă există o reticență din acest punct de vedere. Ei au acum undeva 0,1%. Cred că mai degrabă nu asta, ci doar o augmentare a programului. Bun. Euro-dolar. Avem o rugăminte. Euro-dolar. Euro-dolar, iată că își păstrează tendința pe care a căpătat-o după această străpungere falsă, respectiv după confirmarea de rezistență ale 1.1315. Cum spuneam și ieri, încet, încet ne îndreptăm către această zonă și urmează, să spun așa, mă rog, marele moment cu ghilimele de rigoare, testarea acestei zone. Dacă prețul va găsi suport în această zonă, atunci sunt șanse ale unei aprecieri și ulterior vom vedea dacă respectiva apreciere va fi suficientă, dar suficient de energică pentru a depăși rezistența, sau putem trece sub dublu suport reprezentat de linia de trend și importantul nivel 1.1169 și odată aflați în această zonă, ar fi de așteptat să continue scăderea. Evident, avem aceste două potențiale nivele intermediare și următorul suport important la 1.099. Dar e foarte interesantă și important de așteptat reacția în această zonă. Ok. Cred că mișcarea recentă aici se datorează mai degrabă și cred că posibil să mai fi spus și eu asta. S-ar putea datora mai degrabă dolar index. Apoi mergem pe... apoi o să-ți iau eu ecranul și după aia mergem pe aur, că avem o rugăminte. Da. E, și acum... hai să vedem. O parte care mie mi-a plăcut în acest webinar, partea educativă, nu? Da. Și, sau educațională, sau în sensul ăsta, da? Și anumite concepte ale analizei tehnice mi-a plăcut să le văd răspândite și în altă parte, da? Și uite unde am văzut astăzi răspândirea aceasta. A? Medie mobilă, medie mobilă, cazuri noi. Medie mobilă, la 7 intervale. Frumos, frumos. A? Putem să vorbim și pentru un RSI? Sigur, putem face. Ia, vezi aici maximul ăsta? Așa. Ia, să tragem Fibonacci, nu? Cum ar fi, da. Retragere Fibonacci, uite, până la un minim aici și vedem. Cred că suntem pe la 50%. La 50 pe aici. Da. Care aici ar însemna, vezi, unde ar însemna o zonă de rezistență. Da? Și dacă e să privim optimist, în cel mai rău caz, un false breakout și apoi să vină înapoi. Da? E bine, e frumos. Da, și e chiar graficul de astăzi. Uite aici, 16-a 6-a. Și ultima dungă e cea de astăzi. Uite, vezi? Da. Ok, nu avem și planșe intraday deocamdată, pentru că nu... Mai bine. Nu... Da, în fine, glumim și noi, doamnelor și domnilor, dar oricum asta mi-a atras atenția și a fost ca o surpriză și pentru Dorin. I-am spus că vine ceva, dar nu i-am spus ce anume. Da, mai ținut în suspans. Exact, da. Bine, hai să mergem mai departe. Aveam chestia cu aurul. Ok. Aurică, uite-l. Bun, aurul, spuneam că că va intra într-o fază de consolidare, dar nu vreau să sune așa de epic, da? În sensul că am prezis că se va întâmpla asta, dar pur și simplu ce vă subliniez este că tehnicul se respectă în continuare, da? În sensul în care, iată, după această confirmare s-a apreciat și stă cu mințelul în această zonă.
a flat-ului delimitat de rezistența 1,759 și suportul 1,683. Până aici toate bune. Dar ce mai observ este că, da, mai puțin în istorie și văd că de obicei s-a cam întors din această zonă, chiar și aici. Da? O singură excepție în această zonă. Am avut noi o perioadă, să spun așa, în care a fost, mă rog, mai îndelungată lupta dintre tauri și urși, dar oricum era momentul în care a fost confirmată acea rezistență importantă, ceea ce determina retragerea, etc., etc. Dar ce mai atrage acum atenția este că prețul a trecut deasupra acestui nivel median, să spun, 1,722, aproximativ pe acolo. Și ce face? Cam vrea să rămână deasupra lui. Ceea ce se traduce, și pot să mă uit pe o planșă mai mică, deși și daily este suficient, da? Ca să ne dau seama de acest lucru, se traduce printr-o, mă rog, o să șterg canalul, dar vreau doar să-l evidențiez puțin, da? Se traduce printr-o posibilă, mă rog, printr-o structură de continuitate, da? Ceva de genul acesta. Deci s-ar putea, chiar dacă prețul mai se extinde puțin în zona inferioară, totuși cumva, bine, aici arată mai bine comprimată, dacă l-aș pune cumva așa. Da? Pe daily cam așa se regăsește. Da. Dar oricum, ce vreau să spun este că da, discutăm despre o apreciere și o fază de consolidare. Și, din nou, nu sunt recomandări, ci doar amintire apropo de tehnic. Da? Fazele acestea de consolidare sunt de obicei de continuitate și cum sunt precedate de o apreciere, continuitatea ar fi reprezentată tot de o apreciere. Ceea ce înseamnă că sunt șanse să asistăm la o apreciere care să testeze din nou zona 1,759 și din nou de acolo mai vedem dacă se continuă flat-ul, da, dacă o să aibă loc o retragere și flat-ul continuă sau dacă, cine știe, de acea dată va avea loc străpungerea și confirmarea de suport al lui 1759 sau fiind 1759. Cam asta aș avea de spus. Doar dacă prețul nu se duce cumva mai zdravă în jos, confirmă de prezistența 1722 și atunci, într-adevăr, am avea motive să credem că urșii vor să viziteze din nou nivelul 1683. Da, cine știe. Eu, în paralel, trag și niște dunci la mine pe grafic. Așa. Pe care o să... De fapt, hai să... Îmi permit să-ți mai iau o dată ecranul. E ok. Sharing is caring. Și mai bine că le-ai trasat tu deja și să... Așa, să meargă mai repede. Nu tragi acolo, pune acolo. Exact, exact. Bon. De asta, da? Și o văd aici. Suntem pe daily. Mm-hmm. Și un canal descendent. Așa. Infirmat, suprimat, whatever, terminat de un canal ascendent, da? Din care acum am ieșit și în zona asta, deci ultimele 4-5 sesiuni, am putea parcă văd un triunghi mic, să zic. Da. Partea de sus, pardon. Ce naiba? Eu probabil selectează linia aia prin prea aproape. Uite, asta așa. Așa. Și aici zona orizontală, reprezentată chiar de linia cotației din acest moment. Sau chiar nu simetric. E prea depărtat vârful ăsta, nu știu cât de mare încredere să am în el. Știu, dar da. E și aia o variantă, sigur, da, să fie unul simetric pe o creștere așa, da? Și de fapt toată chestia asta să fie un triunghi echilateral. Nu știu, o opinie. Da, cert e că tot seamănă ceva de continuitate, cam asta e ideea. Nu sunt involuri în ale trading-ului, dar... Parcă aș, nu știu, asta cumva aș fi un pic tentat să zic, să merg pe ideea unei linii orizontale aici, da, în cadrul acestei formațiuni și apoi să... Deci e clar, cotația e strânsă aici, ținută sub presiune și s-ar putea să țâșnească, nu știu, parcă, nu știu. Da. Nu sunt foarte convins. Deci un 55 cu 45% pentru chestia asta eventual. Așa, ca scenariu. Nu e o recomandare. Ok. Un alt element... Mulțumesc, Lor. Pot să... Cu drag.
Un alt element care ar putea să fie supportive pentru piețele de capital, pentru Wall Street, în afară de Fed cu tare, ați văzut povestea de ieri, da? A venit Jerome Powell, a dat acel mesaj, am spus, da? Super, dovi și așa mai departe. Piața de la ce euforie, 3-3 și ceva la sută, a pierdut aproape tot în următoarea perioadă, după ce am terminat noi webinarul, ca pe final să recupereze o parte din așa. Și a închis pe plus, ok, da, la ceva distanță față de maximele sesiunii, da? Vedem și pe grafic, cam la jumătate, da, față de maximul sesiunii. Bun. Oricum, pozitiv așa. Logic, ce ne-a spus nou Jerome Powell? Deci, cei mai temători au redus din poziții sau au intrat short, cine știe? Au zis, au speriat de ce a zis Jerome Powell sau un profit taking, apoi au venit ceilalți și au zis, bă, dar nu le-a zis nimic nou. Și hai înapoi în sus. Bun. Da, da. Deci, în afară de chestiile astea, un sondaj de astăzi, știrea vine din partea agenției Reuters, avantajul în sondaje al lui Joe Biden față de Donald Trump a crescut la 13 puncte procentuale. Yeah. În opinia mea, asta e o veste bună pentru piață. Poate să vină toți să-mi spună că Wall Street-ul a fost foarte bucuros încă de când Donald Trump a câștigat alegerile acum 4 ani și uite ce crește pentru că a fost pro-economie, chestii trești. Bun, a tăiat taxe și așa. Ok. Dar în contextul actual, posibil ca lumea să se fi săturat de năzbâtile lui Trump, în special pe parte de războaie, tarife comerciale, lucruri de genul ăsta, de gestionare inadecvată, cel puțin în prima parte a pandemiei. Și prin comparație, elementul, personajul pozitiv prin prisma pieței de capital să fie acum Joe Biden, nu Donald Trump. Donald Trump n-are cum să mai reducă odată taxele și să vină cu lucruri de acest gen. Nu îi permite bugetul fiscal, da? Din punct de vedere fiscal. N-are spațiu fiscal. Însă Joe Biden, acum asta spun, poate fi el privit cel care să reîndrepte lucrurile și să fie privit pozitiv de Wall Street. Și atunci când are un asemenea avantaj de 13 puncte, să fie bine pentru piață. Sau cel puțin să nu fie rău, ca să... Da, bine, punct. Să glumim așa, știi, cu această sintagmă, cu să fie bine ca să nu fie rău. Da. Da, iar din punct de vedere tehnic... Scuze, pe termen lung. Nu azi, mâine, sesiunile astea sau așa. Să nu intraday astăzi, buf, să jnim 5% ca de pe un sondaj. Așa, ca tendință. Da. Da, cum ar fi. Da, da. Bun, și din punct de vedere tehnic, într-adevăr, piața cam, adică acesta ar putea să fie un inside bar, dacă se închide așa, poză, ca să te citez, dar piața cam arată că, domne, da, sunt într-o fază pozitivă, dar acum am decis să iau o mică pauză, să poate să consolidez, poate un throwback. Ce este important este să nu, mă refer din perspectiva da, aprecierii, a menținerii acestui ton pozitiv, să nu vedem o retragere pronunțată către zona de suport. Da? Pentru că, până la urmă, ne-am îndepărtat de această zonă. E adevărat, ar fi frumos să aibă loc o confirmare și a linii de trend. Vedem cum va ajunge prețul să facă asta, dar, de exemplu, poate să consolideze și apoi să arunce o codiță, de exemplu. Da? De asta spun. E important ca, cu alte cuvinte, e important ca taurii să nu dea înapoi. Da? Asta înseamnă că pot avea loc consolidări, poate ușoară retragere către următorul nivel de suport, respectiv acest 2, 5, 8, 3, 4, de unde să aibă loc aprecieri, care poate să nu fie atât de spectaculoase, care să nu, da, să nu discutăm despre aprecierea aceea care acum duce prețul la
un nou maxim. Dar să nu, deja că dacă înainte ne interesa, da, nu știu ce nivel mai străpungem și confirmăm, acum e important să nu ne retragem prea mult într-o zonă negativă. Și cam așa văd lucrurile pe Dow Jones și pe S&P de asemenea. Da, aici poate e un pic mai mult spațiu de manevră. Dar cam asta ar fi perspectiva pe care o am. Poate chiar și aici să, nu știu, se formeze ceva de consolidare, ceva pe termen scurt și ușor, ușor să crește. Cam asta ar fi. Adică deocamdată suntem bine, cât timp suntem deasupra acestei linii de trend ascendente, frumos, piața crește, avem un suport important, dar este bine să profităm de câștigurile acumulate până acum, pentru că altfel am dat șanse urșilor să zică, domne, știi ceva? Păi ia, hai, să mergem noi înspre Fibonacci 50. Da, și să preluăm hățurile. Da, uite, totuși exact. Nu prea îmi place faptul că suntem destul de departe de maxim și alura nu e foarte... Deci... Hopefully o să avem o consolidare, știi? Și vedem de mâine, poi mâine încolo, dacă se reia tendința de creștere. O să comentăm asta mâine. Reacții după ședința Bank of England pe lira sterlină, reacții pe petrol, în urma publicării stocurilor de petrol din Statele Unite. Estimările sunt că acestea să scadă, mă uitam mai devreme, puțin, cu puțin, 500.000 de barili sau ceva de acest gen. Ok, mai vrei să completăm cu ceva sau închidem? Mă gândeam de, parcă zisem de dânsul, nu ar fi neapărat ceva spectaculos, dar de indexul dolarului. Cam asta știu că m-aș vrea spus de cineva, să rămăsese să... Foarte pe scurt, în legătură cu el, iată un rebound până la urmă, da? Dacă stăm să ne uităm chiar într-o linie de trend și dacă încerc să caut un nivel, nu ar fi deloc prea greu să găsesc unul, da? Și vedem și în istorie, da? Această zonă, nu neapărat un nivel fix, dar zona este una, aș spune, de suport. Și iată că prețul a profitat de respectiva zonă și și-a luat avânt către valori mai mari, chiar pot să consider dacă aici formându-se un soi de head and shoulders inverted sau un double bottom și, prin urmare, m-aș aștepta la continuarea creșterii, da, bineînțeles, dacă 97 lei este depășit. Dacă nu, atunci discutăm despre o consolidare între 97.55 și 95.88. O să, deci e clar că, sau pare clar că vrea să se depărteze de acele minime. La final vin eu cu o corecție. M-am uitat acum pe cifre. Estimarea nu era o să scadă cu 500.000, ci cu 150.000. Deci foarte mic oricum. Stocurile de țiței au venit pe plus cu 1,2 milioane, au scăzut cele de benzină și de produse distilate. Iar la produsele distilate, de la estimări de plus 2,4 milioane, au venit minus 1,3. Deci chestia s-ar putea juca între aceste două valori, dar cum am spus, nu comentăm acum la cald cifrele de acest gen. Și mâine o să facem acest lucru. Ok. Ne oprim aici. Dorin, mulțumesc frumos. Mulțumesc și Olivia. Doamnelor și domnilor, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Veți putea găsi acolo înregistrările emisiunilor. Să aveți o zi cât mai profitabilă în continuare. Sunt Liviu Moldovan. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Toate bune!